Bună ziua! Eu sunt onorat și, în egală măsură, mă simt în ipostaza celui care ar trebui să fie smerit și să asculte, pentru că, probabil, locul meu e acesta, în primul și în primul rând. Sunt un om care l-a admirat de când am descoperit muzica pe Adrian Ordean, sunt un om care face parte din public, asemenea domnului Liviu Antonesei, care s-a bucurat de muzica pe care ne-a adus-o, ne-a oferit-o domnul Adrian Ordean și, mai mult de atât, care s-a bucurat și se bucură acum de existența acestei bijuterii, care e lucrarea autobiografică a domnului Adrian Ordean. Avem nevoie de aceste lucrări autobiografice. Am scris deja, am citit dintr-o răsuflare cartea, am scris deja despre ea și urmează să public textul pe care l-am scris despre această carte. E neapărat nevoie pentru că numele canonice ale muzicii baroc și nu numai, sunt cele care se bucură de biografii sau autobiografii în ceea ce privește peisajul autohton. Această autobiografie era necesară printr-o astfel de deschidere și mai ales că vine din partea unei personalități. Ceea ce vreau să spun și probabil că e important să subliniez acest lucru e că lectura este extraordinar de ușor de făcut, dar nu pentru că vorbim despre o poziționare la suprafața textului, ci pentru că există cel puțin două registre pe care le propune Adrian Ordean. În primul rând vorbim despre o lectură de suprafață care are anumite repere factuale și la care ne putem raporta în mod firesc, dar apoi există o coborâre în adâncimile de la care domnia sa reușește să privească, să poziționeze corect cultura română în ansamblu, să găsească elementele prin care anumite generații alunecă înspre o formă de superficialitate și de multe ori această superficialitate necorectată chiar de generațiile mai vechi conduce la o împământenire a unor obiceiuri. Prin urmare, pentru mine această carte este în primul rând o carte de învățătură, o carte în care am pătruns cu toată deschiderea și cu tot respectul pe care l-am pentru monștrii sacri ai muzicii rock românești și pe de altă parte este o carte care mă bucură o dată în plus, dar fiind faptul că sunt din Brașov, că într-un fel reprezint, sunt oarecum gazda acestui festival organizat de Brașov, Lipfest, și sunt onorat să fiu în compania unor personalități, a unor nume canonice ale muzicii românești, ale literaturii române. Vă mulțumesc pentru această oportunitate, doamna Daniela Marin.